Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am găsit din nou! Ne aflăm la Ilia, în casa familiei Bethlehem. Iar ghizi în această casă-muzeu ne vor fi două tinere de la liceul Teglaș Gabor din Deva. Să-și petreacă vacanța de vară distrându-se în vreo tabără la munte ori la mare, două eleve de la liceul Teglaș Gabor din Deva au hotărât să facă ghidaj voluntar la Bastionul Roșu de la Ilia. Au aflat despre program și s-au oferit imediat să vină aici. De cât timp ești aici la Bastion? La noi la școala Teglaș Gabor din Deva s-a organizat un concurs în primăvară și care avea ca scop promovarea câtorva monumente istorice din județul Hunedoara. Iar printre acestea se afla desigur și Bastionul Roșu. Iar după concurs, la începutul lui iunie, am aflat că se caută două fete voluntare aici la Bastionul Roșu, care să facă ghidaj turisticilor care vor să viziteze monumentul istoric. Iar noi două, colega mea și eu, fiind la clasele specializate turism, ne-am gândit că ar fi o idee foarte bună pentru noi ca să venim aici, ca să strângem niște experiențe pentru viitorul nostru. Iar așadar, noi am fost prima care ne-am prezentat pe listă. Și cum a fost până acum? Până acum a fost foarte bine. Ne-am cunoscut cu turiștii, i-am cunoscut și sunt niște oameni foarte buni și sufletiști. Ei vor să viziteze fiecare monument istoric pe care pot să viziteze aici în județul Hunedoara. Ei cred că este o istorie foarte frumoasă și vor întotdeauna să vadă, să descopere cât mai multe lucruri despre țara lor și despre istoria lui. Cam câți turiști au fost aici de când sunteți voi? A fost peste 1000 de turiști anul acesta, încă din iunie. Și anual vin mai mulți turiști. De exemplu, anul trecut au venit mai mult de vreo 2000 de turiști. De unde vin turiștii? Din Ungaria sau cei mai mulți, și din România? Cei mai mulți vin din Ungaria, dar mai întâmpinăm și turiști români, francezi, germani. Chiar ieri am avut un musafir francez. Și cum i s-a părut? Mi s-a părut foarte bine, pentru că știu și în engleză și am vorbit cu el. Ne-a spus că și el vizitează multe monumente aici din România și călătorește foarte mult prin țările europene. Și s-a părut o idee foarte bună să vină aici ca să viziteze și casa natală lui Bethlehem Gabor. Fetele sunt aduse aici dimineața de către profesorul lor și așa începe o nouă zi de lucru pentru ele.
Cum se desfășoară o zi de-a voastră aici la Bastion? Cu ce începeți? Programul nostru începe de la ora 9 dimineața și se termină la ora 5 seara, dar depinde de grupurile organizate. Aici vin turiști, organizați sau neorganizați, iar noi îi întâmpinăm când vin, îi ținem ghidaj turistic, ca să îi spunem despre istoria casei. Dar dacă nu avem turiști în ziua aceea, în ziua respectivă, atunci ne ocupăm timpul cu citit sau curățat, așa, din când în când. Nu vă plictisiți? Nu ne plictisim, pentru că am mai cunoscut și câțiva copii din sat și mai mergem și la magazin și mai citim, că avem și teme de casă pentru școală. Este prima dată când faceți voluntariat la un monument turistic? Da, este prima oară. Dar voluntariat, în general, ați mai făcut undeva? Nu, n-am făcut niciodată. După mai mult de două luni, de când fac ghidaj la Ilia, la Bastionul Roșu, fetele nu regretă decizia de a-și petrece întreaga vară aici. A fost o idee bună, pentru că noi n-am avut planuri foarte mari pentru vara asta și n-am fi mers oricum în foarte multe locuri și... Am crezut că este o idee bună să fim aici. Nu vă pare rău că v-ați petrecut aici vacanța și nu ați mers la mare sau în alte părți? Nu. Nu e bine aici. Deci n-a trecut fără rost vacanța? Nu, n-a trecut. Am avut experiență și tot. Nici colega ei, pe care o cheamă tot Timea, nu regretă decizia de a-și petrece vara la Ilia. Pentru tine, cum a fost experiența din vara asta aici? Pentru mine a fost foarte bine. Am cunoscut niște turiști foarte drăguțe și ne-am împrietenit cu ei. După experiența de aici, crezi în continuare, vrei în continuare să fii ghid turistic? Da. Îmi place foarte mult. Ce îți place cel mai mult? Ce ți-ar plăcea cel mai mult la meseria asta? Turiștii. Turiștii. Îmi place foarte mult să mă ocup cu ei. Cele două fete au învățat astfel totul despre casa în care s-a născut principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen. Ne-au povestit și nouă câte ceva. Se spune că Bethlen Farcoș aici a locuit și aici a copilărit. Și că aici s-a născut, aici în încăperea aceasta, încăperea cu șemineul. Această încăpere se numește, adică mulți istorici numesc această încăpere, fiind camera Bethlen, deoarece cred că familia Bethlen aici a petrecut cel mai mult din timp. Aici au mâncat, aici au discutat și au petrecut timpul împreună. Aici, în această încăpere, se află și sistema familiei Bethlen, care se află acolo sus, și încă o stemă, care a fost realizată datorită lui Bethlen Farcoș, despre care, adică tatălui principelului Bethlen Gabor, despre care se spune că a fost un arcaș și un țintaș foarte bun totodată, atât de bun încât odată a țintit două lebede dintr-o dată și așa s-a născut această stemă. Stema se găsește pe paneurile din această încăpere. Ce mai poate vedea turistul când ajunge aici? Turistul poate vedea încăperile, cum este structurată casa, poate să vadă stema, să vadă și rama ușii acelei încăperi, pe care este inscripționată, când s-a făcut, inscripționată inscripția lui Bethlen Farcoș, pe care scrie Bethlen Farcoș a făcut asta în 1582. De ce se numește Bastionul Roșu? De ce roșu? De ce îi se spune roșu? Se numește Bastionul Roșu pentru că mai de mult a fost niște frește pe casa, pe clădirea și de aia se numește Bastionul Roșu. Iar turul casei continuă. Și asta ce este? O troită. A fost ridicat de finanțatorii care ne-au ajutat să amenajăm curtea și parcul. A fost ridicat de onoarea lui Bethlen Gabor.
În doar câteva ore, cât am vizitat și noi bastionul, peste 10 turiști au trecut pragul monumentului istoric, iar cele două fete le-au asigurat și lor ghidajul. Pentru prima dată în România? Elsőnek jönnek Romániába, először jönnek Romániába. Harmadszor, negyedszer körülbelül. Hát Treia-Pátra vára kezdjön Romániába. És a județul Hunedoara? És Hunyad megyében. Először. Prima oară jönnek în județul Hunedoara. Ce ați apucat să vizitați până acum la noi în județ? Mit sikerült meglátogatni? Hát Hunyad megyében. Elsősorban a Bajdonyodi várat céloztuk meg, tehát prima oară Castelul de Hunedoara a reușit să viziteze. Ez itt az egyik legnagyobb vagy legismertebb dolog. Acesta este cel mai mare, cel mai cunoscut lucru de aici din județ. Și aztán mennék Aradra, de azt nem tudom, hogy az már talán nem jött megye, ugye? Az și acum merg mai departe în Arad, de az már nem jött. Igen, jó. Acesta, acela deja este județul Arad, județul Hunedoara. Despre casa Bethlehem, despre bastionul de aici, de unde a aflat? Erről a házról, a Veres Bástyáról, onnan hallottak. Hát egyrészt szóti könyvben benne van. Din Carta de Drumeții, prima oară. Másrészt pedig ismerősök is felhívták a figyelmünket arra, hogy itt van de la Cunoscuți, de la Prieteni, că aici la Ilia se poate. Și cum a fost? Cum a fost? Cum este casa? Cum mi se pare? Hogyan látja a házat? Hogyan, mi volt a benyomása a házat kapcsolatosan? Hát ez nagyon szép és nagyon impozáns épület. Ezt a casa parte prima oasă și impozantă. Nagyon jó, középkori hangulata van. Are un karakter medieval, spirit medieval. És hát különleges részletek vannak benne, mint például a hármas ablakok. Are acele mici părți cu geamurile acelea trei specifice perioade renașentiste. Și az építészeti elemeken túl, ugye, hogy így született Bethlehem Gábor, az egy külön érdekessége ennek az egésznek. Deci, pe lângă construcție, cel mai important lucru care aici s-a născut are la principiul Bethlehem. Nu regretați că ați venit aici? Nem bánják meg, hogy jöttek ide. Nem sem regretem. Nici de cum. Cel care le-a pus pe fete în temă despre istoria acestei case și cel care le-a dat acestora posibilitatea să vină la bastion pe perioada vacanței este profesorul Ciobo Vorgo. El este profesor de muzică la Liceul de Artă din Deva, dar și administrator al bastionului de la Ilia. Sunteți administratorul acestei clădiri. De cât timp? Munca mea propriu-zisă a început din 2006. Părintele Băita Ceobo, care a cumpărat această clădire, din anul 2000 a început această restaurare și undeva până în 2005 a ținut, deci undeva 5 ani. Și eu mi-am continuat studiile în străinătate, iar la chemarea lui eu am venit aici înapoi în Ardeală ca să îl ajut, să-l sprijin în această muncă caritativă pe lângă educarea copiilor. Așa că din 2006 eu sunt administratorul, dar pot să zic că nu doar administratorul, ci stăpânul acestui loc și încerc să fac tot posibilul ca această clădire să redea ceva din istoria vechea locului. De unde sunteți deloc? Deloc sunt din Valea Jiului, din orașul Vulcan, acolo m-am născut. Iar deoarece în anii 9, după Revoluție, în anii 93-94, clasele de liceu în limba maghiară din Valea Jiului se desființau. Singura posibilitate era să mă duc la Deva. Așa am ajuns la domnul preot, de aici vine și cunoștința noastră. Clădirea aceasta aparține Fundației Franciscane, să înțeleg. Da, această clădire aparține de Fundația Sfântul Francisc din anul 2000 până în prezent. Cât timp este deschisă pe an?
Clădirea este deschisă mai mult în timpul verii, deci din 15 iunie până în 15 septembrie. Deci în această perioadă ținem deschisă clădirea permanent, iar în această perioadă se poate vizita. În afară de această mare perioadă, deci aceste 3 luni, avem câteva programe în cadrul căreia este la fel deschisă clădirea. Deci înaintea acestei mari perioade, deci la sfârșitul mai organizăm o zi festivă pentru copii, deci de ziua copilului, iar în cadrul acestui program se adună cam 500 de copii din întregul județ. Deci, să vă spun mai departe, este acest program de 3 luni, iar după aceea, ca să face parte din Festivalul Renașentist al Castelelor, care se organizează la sfârșitul lunii septembrie, iar la sfârșitul, la mijlocul lunii noiembrie, organizăm ziua nașterii Marelui Principe. Anul acesta este un an mai special, deoarece se împlinesc 400 de ani de la încoronarea principelui Gabriel Bethlen. Și vom avea ceva manifestări speciale sau au fost anul acesta? Nu, vom avea manifestări speciale împreună cu organizațiile din Deva. Aici la castel? Da, și aici la castel și în Deva, deoarece ziua aceasta este și numită, deci ziua de 15 noiembrie este numită și ziua diasporei. Deci în data de 15 noiembrie se vor desfășura diverse evenimente. Diverse evenimente. Pot veni și turiștii? Da, desigur, toți care sunt interesați de această manifestare sunt bineveniți aici la casă. Casa Bethlen este vizitată în mare parte de către turiști maghiari care vin aici tocmai din Ungaria. Dar nu lipsesc nici turiștii români. Știu că a fost o perioadă de timp când era istoria minorității și istoria română era un mare conflict și toți ne apăram ca să nu aflăm ceva din istoria celuilalt sau, dar cred că acum deja a început să ne... Să depășim aceste probleme. Să depășim aceste probleme și să vedem că de fapt fiecare dintre noi avem valorile noastre și acestea trebuie la un nivel prețuite. Așa că eu, de când sunt administrator, poate pot să vă spun cu tristețe, dar eu sper într-o avansare a acestui lucru, deci pot să număr pe ambele mâini câți turiști români au vizitat casa. Deci foarte puțini. Deci foarte puțini, dar desigur pot fi câteva obstacole, să zic așa, dar nu sunt așa, să zic așa, mari. Să nu fie cumva și din cauza faptului că nu este atât de cunoscut acest bastion în rândul comunității românești? Mai devreme în Ilia, când am venit încoace, foarte puțini cunoșteau faptul că există aici așa ceva, deși sunt din Ilia. Da, da, desigur. Uitați, noi știm din experiență că cei mai mulți care caută bastionul o caută pentru că știu că în această localitate s-a născut Marele Principe al Transilvaniei și știu că această casă există și înainte să ajungă la noi, deci la fundație, și înainte acestui lucru, casa era căutată. Era căutată de turiști și chiar și înaintea Revoluției era căutată, chiar dacă era depozit al spitalului. Deci era căutată, numai nu a ajuns în mâini bune până atunci ca să se valorifice.
Cam câți turiști vin anual aici? Deci nu am spus că cei mai mulți turiști sunt din Ungaria, deci sunt turiști unguri care vin organizați în grupuri sau liber, iar într-o vară am încercat să numărăm cam câți vin și în jur de 1500-2000 de persoane caută această casă. Aici se numără și cei care doar intră pe poarta casei și doar se uită împrejur. Deci noi încercăm cumva să ținem o evidență acestor persoane care vin aici. Dar știm că cel mai mult sunt din Ungaria. Profesorul Ciobovorgo ne spune și cum a început povestea cu ghizii voluntari. Despre programul de voluntariat, de cât timp se lucrează cu voluntari aici, pe perioada verii? Știți, fundația noastră se ocupă de copii care provin din familii defavorizate, cu probleme financiare sau monoparentale, deci doar cu un singur părinte. Și îndeosebi copiii care cresc sub aripile noastre, cei care ajung la liceu și sunt mai serioși, ei sunt de obicei la casă în timpul verii. Ei acest lucru o fac de benevol, deci voluntari, iar din 2007 ține acest lucru pe care eu îl organizez împreună cu ei. Deci ei știu că noi nu suntem într-un regim de șef și angajat. Deci noi suntem niște prieteni care încercăm să promovăm puțin istoria. Fetele au venit cu drag aici? Da, îndeosebi întotdeauna vin cu drag, pentru că la început ele văd clădirea așa romantică și frumoasă aici în acest parc și lor întotdeauna le place acest lucru. Dar nu e greu să-și petreacă două luni aici, aproape trei? Da, este puțin cam greu. Se vede după o lună, două, că deja puțin sunt plictisite, acesta este adevărul, pentru că nu este un loc unde turiștii stau la coadă și cred că nici altundeva nu este deocamdată la noi în județ unde turiștii stau la coadă. De acesta este puțin plictisitor. Eu întotdeauna încerc să le dau de lucru, așa, ca să fie ele ocupate, desigur, nu le completează toată ziua, dar au acces la internet, sunt în permanentă comunicare cu mine, deci cu părinții, cu turiștii care sunt ca și dumneavoastră așezați aici la bancă și poate să discute cu ei. Pot să vă zic că în decursul la 6-7 ani de când fac acest lucru s-au făcut foarte multe prietenii și copiii au ajuns care s-au împrietenit cu vizitatori care i-au ajutat la rândul lor să pleacă la studii în țări străine sau, deci, cum să vă zic, acest lucru întotdeauna a fost ceva bun pentru ei, deci ori i-a ajutat pe plan profesional, de exemplu fetele care sunt în clasă de turism, deci pentru ele este un foarte bun lucru să poată să se întâlnească cu turiști propriu-zis, deci față de un hotel unde ele, săracele, sunt puse undeva în spatele teșghelei sau în bucătărie unde nu se întâlnește propriu-zis cu turistul, aici pot să zic că ele se întâlnesc aproape zi de zi cu câte un grup, câte o
câțiva turiști care vin și vizitează clădirea. Programul este de la cât la cât? Nu este un program fix. Nu este un program fix. Este liber. Deci eu le aduc pe fete dimineața, 8-9 când ajungem aici, iar după masa la 5-6 eu vin înapoi după ele și le duc înapoi la Deva. Dacă nu ați vizitat bastionul de la Ilia, puteți să o faceți acum. Iar dacă pașii vă poartă prin aceste locuri până la începerea școlii, aveți ocazia să aflați mai multe despre bastion chiar de la cele două fete. Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.